Bună dimineața, dragilor! Încep dimineața făcând o pâinică. Pregătesc aluatul cu 550 ml de apă călduță, o lingură de sare, o lingură de zahăr și ulei 100 de ml și 1 kg de făină. Rămân totul 10 minute. Aluatul este gata. Îl acopăr și las să crească minim o oră. Acum pregătesc felul principal. Am scos niște păstăi de la congelator. Eu le pun neopărite. Am pus 3 litri de apă și o lingură de sare și opăresc păstăile sau le fierb până sunt gata. Pâinica a crescut. Pun puțin ulei și voi face niște chifle cu susan. Mi se pare cea mai rapidă rețetă. Împart aluatul în 12 bucăți. Le mai las încă 30 de minute să crească. Iar acum mă ocup de desert. Într-un castron adaug 2 ouă. Amestec bine ouăle. Adaug și un fir de sare. Vă trebuie un pahar de iaurt. Eu am cu fructe, dar puteți folosi și cel simplu. În acest pahar adaug și un pahar de ulei. Și un pahar de zahăr. Amestec bine ingredientele. Eu am aici coajă de lămâie amestecată cu zahăr. Adaug și o linguriță. Am cântărit 500 de grame de griș. Și adaug și un praf de cor. Și frământăm tot până se formează un aluat de biscuiți. Se poate adăuga și cacao. Lăsăm aluatul să se odihnească 30 de minute. Acum pregătesc să fac legumele pentru păstăi. Aici am morcovul pus de mine. Vreau să vă arăt cum arată. Ia uitați, se ia bucăți. De obicei, lumea îl înghesuie, îl strânge punga bine. E, nu, eu am... Da, se dau mai așa, cum se vede. Eu am lăsat morcovul și doar am dat peste cap și am lăsat aer în el. Ia uitați, dragilor, se desface. El iese fâșii, deci nu strângeți, ia uitați, nu strângeți punguțele. Acum apuc de tocat ceapa. La focul mic. Și îmi pregătesc o altă oală. Adaug un pic de ulei. Și călesc puțin ardeiul și ceapa. Adaug și morcov. Din nou călesc câteva minute. Adaug și o lingură de sos. Adaug și 200 de grame de suc de roșii. Și o lingură de pastă de tomate. Adaug și păstăile. Amestec păstăile. Și o să adaug apă cât să acopere. Le mai las să fiarbă și legumele. Mai adaug și o linguriță din condimentul meu. Și las să fiarbă până sunt legumele
bine fierte. Din nou am mutat. Iar acum voi face niște șnițele. Am pregătit pieptul de pui. Voi face doar două bucăți. Una o voi face cu spanac de seară. Adaug niște sare peste ouă. Nu am pesme, deci le voi trece doar prin făină. Le trec prin făină, ouă, la final făină. S-au umflat și chiflele, le voi unge cu apă și susan. La cuptor 30 de minute, la 160 de grade. Și au mai rămas biscuiții de făcut, pun niște zahăr pudră. Pun aici compoziția. Formez biluțe și le trec prin zahăr pudră. Și le pun în tavă. Le-am dat prin zahăr pudră, dar nu știu de ce absorbe tot zahărul. Le mai dau un pic. Gata și pui chiflele. Punem și biscuiții. 20 de minute. La final adaug mărar și usturoi. Pregătim masa. Avem păstăi. Aici avem șnițele, chifle. Trebuie să vă arăt cum arată înăuntru. Ok. Și biscuiții. Haideți să vă arăt. Dragilor, miroase atât de bine și de parfumat, abia aștept să mâncăm desertul. Pe data viitoare, dragilor!